A sosit prietena noastră, doamna doctor Ana Maria Apostol. De îndată ce am pronunțat numele, s-a auzit un strănut de undeva din dreapta. M-a întrebat dumnea ei, doamna doctor, cine a strănutat? Repede, ca o profesoară, ca o dirigintă. Zic, Cuza, repede, l-am părut pe ăsta. Cuza, Cuza. Și a făcut semnul ăla de mult n-o mai duce. Imediat ce am anunțat acest lucru, cel care are concept pe 8 martie a zis, te mănânc, te tund. Și ai venit și cu germen de aia de acolo. Dar tu nu vrei să răcești de acum pentru 8 martie? Păi nu vreau să răcesc, că n-am răcit în decembrie până acum, nu răcesc acum. Răcești acum mai bine până martie strece. A, vorbești și pe nas un pic. Ce alergie? La neața? Are alergie. Grip atât de la muncă, Thailand. La muncă, la frigă. Ia să vă scuza, știi, să sufli nasul, ia. Ia sufli. Ia, știi, e rușine la televizor. Ia, sufleți nasul, ia. E rușine la televizor. Întoarce-te cu spatele să nu se vadă și numai să te auzim. Cum e, mă, ți-e rușine să sufli nasul la televizor? Da, mă, la televizor mi-e rușine. Dar să vorbești prostiile alea nu ți-e rușine. Nu. Ia, hai că se aude dacă sufli corect. Dar, doamne, nu prea am ucișor, să știți. Haide, haide. Dar-i șervețelul curat? Haide. Oh, stop! Așa hai, nu, oameni buni! Prietene, așa? Gata, mulțumim pentru vizită. Și ce faci cu șervețelul acum? Du-te acasă. Na, nu mă târzănești. Ce faci cu șervețelul acum? Ți-l bag ție în buzunar, că nu știi. Să-l pui sub pernă, să mă visezi. Ce n-a făcut bine, doamna doctor? Ce n-a făcut bine? N-a suflat de două ori, trebuia să sufle de două ori. Păi am suflat o dată din două. Trebuia să de două suflet. Și acum șervețelul așa la coș. Acolo unde stau eu, lângă coșul ăla de gunoi, să iasă germenii. Mulțumim pentru vizită, Cuza. Ca președintele României ai fost o oră și după aia te-ai dus în treaba ta. Sper să fie bine, fără ne ține și mie cervețul. Ana Maria Apostol, discutăm astăzi despre reintegrarea micuților în colectivitate. Avem părintele relaxat și părintele axios și avem și notițele doamnei doctor cu scris de doctor. Nu pot să-i șoptesc, vedeți foarte bine ce este pe această foaie. I-am spus că dacă ar fi scris frumos, n-am fi avut încredere că s-a dus și la școala de medicină. Dacă ai timp de caligrafie, nu poți să fii un doctor de mai pomenit. Glumesc, desigur. Ce ne-ați adus astăzi? Într-adevăr, s-a terminat vacanța și gata, începem școala și grădinița. Uh-huh. Da? Și trebuie să fim atenți cum intrăm în colectivitate, dacă intrăm curați sau, cum zicea Cuza, că el n-are muci, dar strănută. Da? Deci ideea e că trebuie să ne uităm în primul rând la nas. Cum este nasul? Este înfundat sau are muci sau nu are muci? Nu putem strănuta și... de la soare? Că sunt unii care sunt alergici la soare, doamne. Asta vreau să zic. În cabine la mine intră două categorii de părinți. Așa. O, părintele foarte relaxat, care n-are nicio treabă, îl duce pe copil în colectivitate zi de zi, și un părinte anxios, care este mult prea stresat că copilul lui are ceva și hai să nu ducem deloc în colectivitate. Care știe de la doctor Google și ce are. Da. Apropo de acești muci, de aceste strănuturi, uite, pot să fie muci transparenți. Deci, în primul rând, ne uităm la nas. Cum arată nasul? Cât de înfundat este? Da? Dacă este înfundat, scuze de scris, și muci, secreții, cum sunt mucii din nas. Secrețiile din nas. Dacă sunt transparente și uite niște strănuturi aleatorii cum a avut Cuza, poate să fie o alergie, deci nu este răceală. Okay. Dacă este nasul înfundat mai mult de o săptămână, hai să zicem de 7 zile, zi de zi, toată ziua și cu secrețiile astea din nas sunt galbene, ce trebuie să facem cu copilul? Îl ducem în colectivitate sau nu îl ducem în colectivitate? Păi îl ducem în colectivitate când avem cu cine să-l lăsăm, doamna doctor. Da, ăsta e părintele relaxat. Îl ducem în colectivitate când avem cu cine să-l lăsăm. Părintele axios nu-l duce în colectivitate. O duce pe maică sa. Nu. Ideal ar fi să nu-l ducă în colectivitate. Corect, deci când ai un nas înfundat și secreții galbene în nas mai multe zile, nu o zi, mai multe zile, înseamnă că este o infecție acolo, bacteriană. De cel mai multe ori când vezi secreții galbene, este o infecție bacteriană în interior sau o infecție virală. Probabil știți că acum pe forumurile de părinți e o întreagă fierbere. Ce face școala? Lasă sau nu? Ce face grădinița? Lasă pe cel cu năsucul înfundat să vină la... Da. La grădiniță? Ideal ar fi să se facă triaj. Nu. Nu ar trebui să-l lase pe copil să intre în clasă. Mm-hmm. Dacă vezi că are nasul foarte, foarte înfundat și stă cu gura deschisă, dacă ea târnă pur și simplu muci din nas, se plânge, îl vede, se uită în gâtul lui. Astăzi. Se uită în gâtul lui și vede gâtul roșu și o senzație de febră. Ce mai face părintele relaxat? Ce mai face părintele relaxat? Chiar dacă din cauza acestor muci și acestui nas înfundat, ce se întâmplă? Se înfundă urechile. Copilul face otită. Păi otita nu se face de la bazin? Nu, aia otita externă. Otita medie
care dă o senzație de scădere a auzului, da? Avem scăderea auzului. Și părintele relaxat nu-și dă seama că copilul are auzul scăzut. Și ce se face copilul când are auzul scăzut și are această otită? Dă televizorul mai tare sau nu este atent la școală, nu este atent, nu aude, nu este atent când îl strigă părintele. E tare de urechi, cum se zice. Poate să fie treaba aceasta mai mult de 2 săptămâni să dureze această otită, fără febră, da? Fără febră și fără durere. Fără deci, durere, otită medie? Da, poate să existe o otită medie seroasă, subacută, în care sunt niște secreții acolo cu o scădere auzului, dar poate să nu aibă durere. Și atunci părintele stă relaxat. Pe când părintele anxios este mai stresat, hai să văd ce face copilul meu, cum se simte, îl întreabă din oră în oră ce se întâmplă și atunci el își dă seama mai repede că copilul are otită. Și când copilul are niște muci amărâți, iară s-a întors, da? Așa, se duce, ce face? Se duce imediat la doctor. La camera de gardă, dacă la camera de gardă, ai dreptate, la UPU. Imediat, da? Din păcate, imediat. Din păcate, noi suntem puțini doctorii față de pacienți, față de numărul de pacienți. Mult prea puțin, da. Mult prea puțin și nu avem cum să-i vedem pe toți imediat la primele simptome. Cum îi relaxăm pe cei anxioși? Ce să le spunem? Că este normal să aibă copilul niște muci, într-adevăr, da? Deci, copilul nostru, în zilele noastre, n-are cum să fie perfect desfundat, cu nasul perfect desfundat și cu nasul uscat. Este frig afară, în cauza frigului, facem niște secreții nas care au rolul de a încălzi aerul. Deci, când iese copilul afară, e normal să aibă niște muci apoși transparenți. Așa se apără corpul. Da? Așa se apără corpul. Deci, este normal ca copilul să aibă niște muci. Vine părintele anxios în cabina mine, copilul meu vrea să nu îi răcească niciodată, să-mi dați o pastilă mine, să aibă o imunitate strong, puternică și să nu mai facă muci niciodată. Nu există așa ceva. Este normal ca copilul să facă episoade de semi-răceală, de viroze în sezonul rece. Deci asta trebuie să-i explicăm părintele anxios. Este normal ca copilul să facă niște muci și o viroză cam o dată pe lună. Mm-hmm. Da? Dar nu este normal să suni pe doctor. Ce mai face părintele anxios? Are copilul, a apărut niște muci, îl sună pe doctor. Are simptomele respective, dați-mi tratament. Nu. Medicina nu se face la telefon. Medicina se face în cabinetul medical examinând copilul. Deci trebuie neapărat să-l examinezi. Și încă o treabă mai vreau. Diferența între părinte relaxat și anxios. Antibiotic. Când dăm antibiotic și când nu-l dăm? Păi la primul copil îl dăm la prima tuse. Așa, da. Și la al doilea copil nu îl vede niciodată. Ai dreptate. La 20 de... Da? Deci, antibioticul îl dăm, doar doctorul îl recomandă. Da. După un examen clinic, după ce vede clar semnele unei infecții în nas, unei infecții în gât sau în ureche, deci de aceea e foarte important examenul clinic, că dacă sună pacientul și spune copilul are febră, dați-mi un antibiotic neapărat. Nu, febra poate să fie pe viroză și nu se remite cu antibiotic. Mm-hmm. Și ce mai face părintele relaxat. După 2 zile de antibiotic, ce face? Am luat 2 zile de antibiotic, s-a curățat, gata, colectivitate. A? Când de fapt trebuie Când să Când de ținem... fapt trebuie 7 zile. Noi dăm antibioticul 7-10 zile. După ce s-a terminat ora de antibiotic, atunci corpul mucoasă respiratorie este sterilă și putem să-l ducem în concluzie ca final. Și concluzia este că după ce am dat, de exemplu, după ce am dat această tură de antibiotic, nu mai ținem acasă pe copil o săptămână, două, trei să-i se refacă imunitatea, că antibioterapia i-a scăzut imunitatea, ci viroza a scăzut copilul imunitatea. Și concluzia este că trebuie să mergem colectivitate, ne ajută foarte mult colectivitatea. Este normal să facem mai multe episoade de viroză în sezonul rece, dar este foarte important să ne uităm atent la toate semnele astea, cum îl ducem pe copil în colectivitate. Mulțumim tare mult pentru informații, doamna doctor Ana Maria Apostol. Am început drept prieteni, am terminat prin a fi pacienți.